Hopa! Ce face lumea bună? Hai că mi-a fost doar să vorbesc cu voi de vreo 3 zile, vreau să vă scriu și am făcut-o în așa fel încât să mă agit să fac o grămadă de chestii și că am fost sâmbătă la un pelerinaj extraordinar și mi s-a confirmat faptul că se pare că am un har de a vorbi, de a spune. Și m-am gândit, băi, oameni buni, ce vreau? Adică eu nu sunt genul de om să-mi placă să dau lecții, în primul rând. Nu suport să dau lecții, nici nu sunt sfătoasă. Dar îmi place să vorbesc despre experiențele mele personale. Și mi-au mai spus surorile respective care s-au rugat pentru mine că au simțit că corpul meu este traversat de cruce. Și zic, da, așa e, așa este. Și zic, hai să le vorbesc cu oamenilor despre cruce. Că crucea nu prea are reclamă bună, ca să zic așa. Ni se spune în general, Doamne, sporți crucea, nu știu ce. De fapt, nu se poate să nu sporți crucea, nu există să nu sporți o cruce. Și de fapt, oamenii care se zbat pe cruce și încearcă să se debaraseze de ea, o fac ori să fie mai grea, crucea respectivă, ori să fie de nesuportat. Imaginați-vă că aveți mâinile țintuite pe o cruce și vă zmuciți în stânga și în dreapta, ei, în momentul ăla, loviturile sunt mult mai rele. Există și oameni care, prin natura lor, bonjour, Remus, există oameni care, prin natura lor, încearcă să se debaraseze de cruci și, de fapt, ei și le provoacă. Sau își provoacă cruci pur și simplu și pe urmă se miră că le poartă. Hai să dau exemple concrete. Deci, cum știți, eu vin dintr-o familie pasională, iubăreață, petrecăreață, artistică, bonjour, Evelyn, așa, pasională, super familie, așa, pictau, se iubeau, făceau muzică, pe când mă mergeau la petreceri, tata îi făcea rochii lui mama mini, mama avea epoleți, mai rău că Karl Lagerfeld și așa mai departe. Eu deci vin într-o familie foarte, 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 foarte și petrecăreață, dar și iubăreață, și pasională, și un pic crizată, adică ce-i mai frumos așa. Deci am un temperament de foc, temperament românesc, ok, nimic special, așa suntem noi, așa e nația noastră. Evoluez eu așa, după gusturile mele, unde aveam caracter puternic, îl făceam și mai puternic, când era rost de băutură, stai să mai bem cu un paharel, beam și eu vreo 5 și tot așa, caracterul parcă se inflama mai rău. Și într-o zi, dau nas în nas cu Fecioara Maria la o rugăciune și îmi zice, bine, așa ești tu, așa e natura ta, așa ai fost tu desenată, asta e rasa ta, ca să zic așa, acum ai să devii castă, lumină, toată blândețe, chaste lumière tout douceur. Hello, Louise! Eu sunt mulțumită cu crucea mea, așa e, amin, bravo! Bonjour, Nicoleta din Oltenița! Hello! Deci mai sunt și cunoscută că din Oltenița vine mama și acolo noi avem și vie și asta. Hai să vă povestesc. Deci Fecioara Maria mi-a zis, fii castă, lumină, toată blândețe. Zic, aleo, ce vrea să zică cu chestia asta? Zic, bine, hai, castitate, nicio problemă. Eu am o natură idealistă. Deci întotdeauna eu vreau să mă căsătoresc fată mare și de-astea. Deci eu sunt o idealistă, eu vreau lucrurile ca lumea. Deci mi-a corespuns, bună Mioara, mi-a corespuns ceea ce Fecioara Maria mi-a spus să fiu castă. Lumină, cum să devii lumină? Lumină este cam ce mi se întâmplă acum, genul dau, vă povesteze niște chestii și fără să pun vanitate personală, ele vin din ce am trăit eu. Și faptul că am văzut viața mea într-o lumină nouă, aia înseamnă într-un fel că devii lumină, așa, și toată blândețe. Etapa a treia, toată blândețe, este o etapă care durează o viață. Și prin a ajunge la toată blândețe, bonjour din Germania, bonjour, Claudia, ca să ajungi la a treia etapă, trebuie de fapt să-ți accepți crucea. Crucea care este? În cazul meu era să-mi crucific pasiunile personale. Natura mea naturală, ca să zic așa, adică ce am eu mai profund, ceea ce mă constituia pe mine ca persoană.
lucrurile care și îmi plăceau cel mai mult. Că dacă sunt petrecăreață și așa mai departe, destul de iubăreață și asta, nu prea mi-a convenit mie că Fecioara Maria m-a pus într-o așa, într-o cutie de patru pereți. Nu prea mi-a convenit. Și dar am acceptat cum sunt eu așa, cu entuziasm, am acceptat, am început să fac acest drum și, bonjour, Vedronela, și pe acest drum al castității m-am început să-mi dau seama că castitatea este o cruce pentru mine, este un fel de a-mi crucifica tot corpul și, practic, toate pulsiunile. Deci nu este ceva așa și poate alte persoane n-au chestia asta din naturalul lor, din naturalețea lor, din felul lor de a fi, nu prea le pasă, știi? Sunt așa mai indiferente, mai aeriene. Eu nu vreau să judec oamenii, pentru că oamenii sunt făcuți să fie diferiți și așa trebuie să fim diferiți. Dar în cazul meu era o cruce foarte mare și mi-am dat seama că Dumnezeu ne dă cruci pe care nu vrem să le purtăm. Primul lucru care arată că ceva este o cruce este faptul că n-avem chef să-l purtăm și faptul că natural, dacă ar fi după instinctul nostru primar și natural, noi n-am prea alege calea aia. Adică mi se părea mai normal să am o viață așa, cu un bărbat, echilibrată și să stau cu el și să ne iubim pasional și asta. Mi se părea mai normal. Asta credeam eu că este practic crucea mea. Dar nu, crucea mea era chiar să fiu castă. Pentru că chestia asta mergea un pic împotriva naturii mele profunde. Deci, în general, crucea crucifică natura și, ca să zic așa, carnea noastră, ceea ce ne face pe noi foarte umani. Dar acolo, așa a spus și Iisus, în, hei, bună, așa, exact, în carnea noastră, în corpul nostru personal, mersi, așa, în corpul nostru personal avem un ghimpe, cum zicea Sfântul Pavel, un ghimpe pe care trebuie să-l purtăm toată viața. Dacă, de exemplu, unii oameni sunt pofticioși și știu că se pot îmbolnăvi de la pofteală, Dumnezeu să le crucifice pofticioșonitatea, fiindcă sunt prea atașați de chestia aia. Iar dacă nu și-o crucifică, se vor îmbolnăvi de la chestia. Dacă o persoană îi place să bea foarte mult, Dumnezeu va crucifica exact băutura la persoana respectivă. Pentru că persoana respectivă se va îmbolnăvi dacă continuă să bea foarte mult. Băutura este un fel de spirit, un duh care e ascuns în băutură, poți să bei puțin dacă îl controlezi, dar dacă bei prea mult, ăla ia posesia asupra ta și te face să faci numai ursării, numai chestii groaznice și face din tine un sclav și face din tine un om al diavolului. Deci băutura ținut așa în frâu, un păhărel pe aici, un păhărel pe acolo, este un medicament, băutura lăsată de izbeliște devine un dușman, iar persoanele care beau prea mult, Dumnezeu poate să le ceară să-și crucifice această plăcere, pentru că dacă nu și-o crucifică, dacă nu se calmează cu chestia, pe acolo este poarta pentru toate păcatele. De la aia vine și violența, violență conjugală sau neconjugală, se bat cu oamenii pe stradă, vin și crime, vin și răutăți, vin și droguri și alte chestii. Deci, în carnea noastră avem un mic lup, ca să zic așa. Pe de o parte este moițele lui Dumnezeu și altă parte avem un mic lup. Și lupul este umbra, ceea ce este rău de la noi. Iar uneori, sper să vin în seara oașului, mulțumesc, Daniel, uneori în carnea noastră trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu va crucifica locul pe care diavolul îl utilizează cu cea mai mare predilecție ca să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă că cei care se droghează, de ce se droghează? Vreau să am o viață mai bună. Deci răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. De ce nu-ți convine viața ta? De ce trebuie să adaugi peste viața ta drog ca să o suporți? Nu cumva există altă metodă să-ți faci o viață mai bună? În primul rând, prin a te trezi dimineața, mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce am, mersi, e deja suficient, alții n-au nici atâta. Pentru că ca să ajungi să-ți iei droguri, trebuie să fii deja bogat. Sau să furi ca să ai bani, ca să-ți iei droguri. Deci oamenii care își ameliorează viața,
care se vaită de viață, care o vor din ce în ce mai bună, care o fac din ce în ce mai bună, cu tot felul de subterfugii. De exemplu, eu eram nefericită singură. Iar Dumnezeu știa că atâta vreme cât voi fi în relație de dependență sufletească și carnală și afectivă, o să fie din ce în ce mai rău pentru mine. Iar că bărbații respectiv o să mă tragă din ce în ce mai jos. Pentru că, de fapt, mi-era frică să fiu singură, sufeream de sentimentul abandonului și căutam consolare în brațele cuiva. E, atunci Fecioara Maria a spus o chestie, tu vei fi castă. Când ești castă, vreau să vă spun că ești cam singură. Pentru că... Dar înveți proximitatea cu Dumnezeu. Ia să mulțumesc mult, le toțesc, mai citesc un pic din mesaje. Așa, scuzați-mă dacă eu nu prea văd mesajele mari. Dar asta vreau să zic. Dumnezeu crucifică acea ușă, de-aia spune, eu sunt la ușă și bat în ea. Iar când Dumnezeu bate la ușa noastră, de ce bate? Spune, vino înapoi la mine. Vino înapoi, te rog frumos și bate la ușă în continuare. Dar prin acea ușă, diavolul poate să intre. Deci trebuie să ne punem foarte clar în cap că dacă Dumnezeu ne închide o ușă și în fața acelei uși, ca să o pecetluiască, pune crucea, pune o cruce în fața acelei uși, ușa e de lemn, crucea e de lemn, tot așa, înseamnă că pe acolo intra demonul. Deci uneori trebuie să ne acceptăm crucile. Bine că avem uneori cruci care ne apar bonus. De exemplu, cum a fost la mine cancer. Cancerul a fost o cruce prin care Dumnezeu, că uite, a trecut ca și cum n-ar fi nimic. N-a fost nimic cancerul. În timpul cancerului a trebuit să-i spună Dumnezeu că îi renunț la toată viața mea, că nu m-am atașat la toată viața mea, că totul îi aparține lui, că nu m-am atașat de nimic, că îl iubesc mai mult decât viața mea. Dar ce mai se mai întâmplă în aceste cruci care ne apar mai grele, gen cancer, boală, acele cruci nu le traversăm singuri. La fel le traversăm cu Iisus, cu singura condiție să nu ne apucăm să, la fel, să ne zmucim pe cruce, să ne împotrivim, să nu vrem să o acceptăm. Deci când, de exemplu, ai o boală și ți-e interzis să mănânci sare, dacă tu continui să mănânci sare și așa mai departe, nu poți avea grijă de crucea ta, să o porți cum trebuie. Te zmucești pe ea și îți faci crucea mai grea. Când ai cancer și încerci să faci tu tot soiul de metode ciudate și nu faci un tratament și n-accepți faptul că ești slăbit și n-accepți faptul că corpul tău n-are de ales și că trebuie să stea la pământ și așa mai departe, practic te zmucești și îți faci crucea mai grea. Deci, iar când profiți de crucea bolii și o oferi pentru cei care nu pot să poartă cruci sau profiți de crucea bolii și o oferi pentru, eu am oferit-o pentru sufletele din purgatoriu. În România se spune pentru sufletele fără lumânare. Deci am oferit-o pentru cei care nu se mai pot apăra, fiindcă în momentul în care ai murit, nu mai ai voința să poți să devii mai bun. Iar ca să ajungi la Dumnezeu în rai, trebuie să ai drumul aranjat. Și sunt unii care ajung acolo așa și așa. Deci eu pentru acești oameni am oferit crucea cancerului. Și am fost foarte purtată. Dumnezeu m-a purtat și m-a tot întrebat, da, dacă nu vreau să te vindec. Păi zic, facă-se voia ta. Știi tu că eu aș vrea, știi? Ce frumos, am citit, să citesc poezia asta. Promit că am să citesc, nu tăia din cruce, da. Iar, deci există o cruce pe care creștinul trebuie să o accepte. Aceea se numește... o cruce pe care Dumnezeu ne-o dă să acceptăm că El ne crucifică unele din poftele noastre. Când îți iubești copilul, nu-i faci toate poftele, că îl strici. Deci îi refuzi lucruri, că dacă nu, nu-l iubești. Îl trimiți pe un drum greșit. Deci când iubești copilul, îl educi și faci în așa fel încât să fie și frustrat uneori și să înțeleagă că nu este totul. Nu îi se acceptă totul, îl disciplinezi că dacă nu, așa, deci Dumnezeu care ne iubește și vrea să semănăm cu ce va fi în rai acolo se primesc particule din noi, părți din noi, grăunțe din noi, ca să zic așa, în rai se primesc din timpul vieții. Acțiunile bune, acceptatul de cruce, purtatul de crucea altora și
iubirea pe care o avem necondiționată, iubirea gratuită. Eu mi-am dat seama că atunci când Fecioara mea, Ria mi-a spus să fiu ca asta lumină, toată blândețe, a zis, vreau să înveți să iubești gratuit, fără să primești nimic în schimb. Aoleo, deci e un program. Că până la urmă, toată lumea zice, fac ce simt, am simțit așa, am niște... Lasă că e mai bine și așa, simt. Și vedem că o ducem pe o, trăim într-o societate care ne împinge pe tot stăvălug să facem ce simțim. E o mare greșeală. E o mare greșeală. Nu trebuie să faci ce simți. Trebuie să faci ce e just, ce e frumos, trebuie să discerni și să faci ceea ce trebuie făcut. Dacă faci tot timpul mai ce simți și mergi după ceea ce te împinge carnea ta și așa mai departe, te duci în niște instincte, până la urmă îți satisface o plăcere foarte mare, pentru că a face ce simți înseamnă că într-un fel îți satisfaci orgoliu personal și Dumnezeu e cu noi tot timpul, așa, așa. Amen, amin, amin, mulțumesc, Rădița Pavel, mulțumesc, Craiu, Gizela, așa. Deci când faci ce simți, practic îți umfli orgoliu și vanitatea de pofte, ale căror, bineînțeles, care creează dependență, dependență. Toate poftele pe care ni le facem creează dependență, creează sclavie, cum se spune în Biblie. Când tot timpul trăim după instinct, vreau aia, fac aia, îmi cumpăr aia, nu știu ce, trăim dependenți. Nu trăim deloc liberi. Și Dumnezeu, prin cruce, ne dă viața veșnică, unde nu putem să luăm decât operele bune, prin cruce ne dă și ne dă de obicei crucea în pielea noastră, în corpul nostru, acolo unde știe că suntem cei mai atașați și cei mai dependenți. De exemplu, mie mi-a dat în partea mea pasională. Mi-a zis, ești prea pasională, ia că te calmezi eu. Acum te fac castă lumină toată blândețe. M-a calmat de tot. Și prefer chestia asta decât cum eram înainte. Înainte eram, de fapt, dependentă afectiv. E foarte grav. Când ești în dependență afectivă, ești praf. Te halește lumea în jurul tău. Deci e foarte nasol. Dependenții de alcool, dependenții de bani, de shopping, dependenții de lucruri. De-aia zice în Biblie, aveți lucrurile ca și cum nu le-ați avea. Fiți căsătoriți ca și cum ați fi singuri. Posedați lumea asta ca și cum n-ați poseda nimic. Pentru că nimic nu luați dincolo. Și dincolo nu luați decât tot ce faceți din dragoste pură, din... iubire gratuită, ce dați unui cerșător care nu poate să vă dea, mâncarea pe care o faceți pentru cineva care nu poate să se ajute, hello? Ok. O să fac o dată, da, Marin Grigorean, da, n-a fost profesorul meu, domnul Albulescu, deci Olga Tudorache, o să vă vorbesc și despre profesorii mei într-o zi. Așa, deci pe lumea cealaltă luăm grăunțe din ceea ce am știut să iertăm, dacă suntem capabili să iertăm, acțiune umanitare, misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o facem și care trebuie să o facem, și grăunțe, vă spun, boabe, bobițe de iubire gratuită și de ceea ce dăm. Deci, pe lumea cealaltă nu luăm ceea ce am luat, ci numai ceea ce dăm. Așa că investiți în cerșetori, investiți în rugăciuni și în biserici, investiți în ajutorarea celor care au nevoie și investiți și acceptați fiecare cruce, că fiecare avem o cruce personificată. Iar crucea pe care o avem este izvor și de suferință, dar și de mare bucurie. E de mare bucurie. Pentru că Iisus pe cruce a avut în 24 de ore 5400 de lovituri. Prima lovitură pe care a avut-o a fost aceea că a fost abandonat de cei mai buni prieteni, trădat de apostoli și că s-a trezit singur, să se roage singur. Deci prima greutate pe care Iisus o ia când avem de purtat o cruce este singurătatea în fața crucii. Pentru că crucea uneori o cam trăiești singur.
Și acea singurătate este groaznică și este sursă de depresie. Zici, domnule, de ce am eu un fond depresiv și cum să mă mai suport eu pe mine? Dar crucea aia de depresie, Iisus a purtat-o deja. Trebuie să te uiți la cruce, ca la o lumină, zic, da, Iisus a purtat deja crucea aia. Ai fost jignit, bătut și așa mai departe, Iisus a fost jignit, bătut. Ai fost umilit, ți-a luat crucea, ți-a luat coroana ta pe care credeai că o ai, gloria ta ți-a fost erfelită. Iisus a trăit chestia aia. Deci nu există nicio lovitură pe care noi să o fi trăit, pe care Iisus nu a trăit-o. Diferența este că noi mai avem o cruce bonus. Crucea bonus a noastră este că noi suntem păcătoși. Și aia e crucea noastră bonus. Dar nu o purtăm singuri. Adică noi ne îngreunăm crucile foarte multe. Noi ne adăugăm cruci foarte multe. Noi păcătuim și ne facem tot felul de dependențe ciudate. Și noi ne facem rost de niște cruci în plus. Deci, nu avem la bază, nu ar trebui să avem atât de multe cruci câte avem. Dar noi ne cam ocupăm să ne găsim câteva cruci în plus. Deci, asta vreau să vă vorbesc despre cruce. Am văzut că ați avut foarte multe view-uri pe... Acum, săptămâna trecută, 20.000 de view-uri la primul video, la al doilea video, vreo 5.000 de view-uri și așa mai departe. Mă bucur foarte tare. Așa, numai o secundă. Așa, mă bucur. Așa, numai o secundă. Da, așa este, să zâmbești. Oamenii care zâmbesc deja și-au acceptat crucea. Trebuie să zâmbim pentru că oamenii din jurul nostru nu trebuie să ne vadă că avem crucea care e prea grea și zâmbind îi ajutăm și pe ei să-și poarte și ei crucea. Să iei o secundă, dar putem iubi gratuit, e foarte greu. O secundă, vreau să citești și ce scrieți voi. Așa, hai că nici nu pot să citesc, că se plimbă astea. Bine, deci asta vreau să vă spun. Noi dacă am fi, așa cum ne cere Dumnezeu, cum îi spune, să fim ascultători. Primul miracol pe care trebuie să-l cerem Fecioare Maria este că ea, înainte de toate, a fost toată în ascultare. Și dacă ea a fost ascultătoare lui Dumnezeu. Iisus de asemenea a ascultat pe Dumnezeu și a fost atât de tare a fost supus lui Dumnezeu încât a acceptat și crucea. El care era Fiul lui Dumnezeu și se putea debarasa de cruce. Deci dacă acceptăm toți și suntem supuși lui Dumnezeu, nu ne îngreunăm crucile. Dar dacă suntem cumva de natură rebelă, cum am fost eu, da? Foarte, am o natură rebelă, clar, așa. Noi ăștia adăugăm peste crucea de bază pe care trebuia să o avem, cam adăugăm multe alte cruci, de care Dumnezeu trebuie să ne purifice în timp și atunci durează. În orice caz, vreau să vă zic o chestie, că în momentul în care ne acceptăm crucea, drumul e lung, e anevoios, dar este plăcut, este un drum de liberare, suntem eliberați și vindecați prin cruce, Și se merită mai bine decât să... Adică în viață contează și pe cine pariezi. Dacă pariezi pe Dumnezeu, știi exact unde mergi. Dacă pariezi pe cel rău și zice, lasă că poate în iad se beau beri, nu prea e așa. Adică cei care cred că dacă pariază pe la rău o să bea beri și o să se distreze cu cine știe ce artiști prin iad, nu prea e așa. Și stați așa că artiștii sunt foarte iubiți de Dumnezeu și majoritatea stă în rai. Majoritatea artiștilor, fiindcă Dumnezeu îi plac creatorii în general, lui Dumnezeu îi plac creatorii și îi plac artiștii, fiindcă au încercat să aducă frumos în lume. Unde este frumos, este și Dumnezeu. Deci, am să vă vorbesc despre cruce, pentru că ea ne face să creștem ca și creștini. Vă pup și vă iubesc! O să citesc toate mesajele, fiindcă pe unele n-am putut să le am. Doamne ajută! Pupici! Și în orice caz, să știți că nu se poate purta nicio cruce fără Fecioara Maria alături. Și Iisus, când cădea jos, se ridica, o vedea pe Fecioara Maria și mergea mai departe. Și mă fac inimioare! Hopa!
Doamne ajută, pupici!